fragile. Trebuie doar să crezi în tine. Puterea e, te va face bine. Ai puterea dragostei. Tot ce visezi, stă în puterea ei. Vei avea tot, totul e doar să vrei. Prin puterea dragostei. Puterea dragostei. Nu te simt suficient de serios. Atât. Dacă tu nu mă simți serios aici în Turcia, crede-mă că n-am nicio șansă. Pe teritoriul Turcia, a? Da. Băi, fato, nu-mi vorbi tu mie de rușine, că tu mie n-ai ce să-mi spui. Băi, tu mie n-ai ce să-mi spui. Eu-mi permit, tu? Mamă, și-a trecut o prin muzica, mă. 6-7, poliția. Eu m-am putut să întâmpla, mă, eram. Bă, era mișto melodia, duceați-o prin căpăți. Duceați-o prin muzica, mă. Că erați prea plictisitor, de asta s-a oprit. Plictisitor ești tu. Auzi, că te prefaci cam prost și de asta s-a oprit muzica. Treaba avea mea cea că nu ține. Care-i mă treaba, că nu înțeleg nici ce. Nu ține. Tu asta vrei să demonstrezi că eu am ceva cu tine din contră, Bianca, nu? Tu m-ai atacat. Tu ai adus războiul în emisiunea asta, pe care eu l-am dus și eu nu-ți port nimic. Ramona, de ce este asta părerea ta legat de mine și Livian? Păi așa consider eu și... Păi de ce asta te întreb? Dacă eu așa consider, trebuie să-ți dau ție explicația cum, de ce și cum.
Ea să vede că te vrea, da, dar da, tu nu mai vrei, să da, vede, da, clar. Puma, de când te-ai întors, o săptămână, două, văd că te-ai apropiat și că vrei, iară, și tu. Eu-s vântul, nu mă dau cu bati vântul, îți vânt. Băi, fato, tu spui de vreo câteva zile să tac, să nu mă bag, dar nu te bag în seamă, tu nu vezi? Nu. Ce crezi, deja o faci? Hai, lasă, nu trebuie să mă bagi în seamă. Dai banca ta, Ligi, că nu mă interesează. Am mai multe bănci în care să mă așez, doamna profesoară. Ok, stai pe toate băncile, că nu pasă. Nu aveți cum să vorbiți cu mine de rușini, că nu aveți ce. De tine, fato, cam avem ce momentan. Andreea a oprit că ieri m-a judecat pe mine că-s pervers și, de fapt, în spate toată lumea își dorește bani. Hai să nu ne dăm după deget. Oricine și-ar dori să fie favorit, dar unii pun preț doar pe asta. Eu nu pun preț doar pe asta, că n-am fost. Și cine pune preț doar el pe asta? El. Da. Dacă îmi deschid gura, o să stai, te nenorocească tu, cu crede-mă. Stai liniștită. Îți deschid degeaba că tu închid pentru că n-ai niciun mesaj. De ce sunteți așa triști amândoi? A, ați păsat așa de mult de Roxana de nu vrei să se afle? Ți-a plăcut, Cătălin? Da sau nu? Ligi, tu îl vezi pe Cătălin vinovat cu ceva în toată povestea asta? Singura vină unde pot să spun că are e atunci când el acuza sau încerca să-l pună într-o lumină proastă în fața prietenului și mai exact a lui Turcu. El a tăcut. Eu n-aș fi putut să tac la asemenea tupeu. Bună dimineața, fetelor! Bună dimineața, fetelor! E bine acolo! Roxana, vezi că ai bluza ruptă la sub braț! Stai liniștit! Vezi că ai bluza ruptă la sub braț! Poftim? Mușcată ai bluza toată ruptă la sub braț! Te auzi de mască, măi! Dă dopul jos să te auzi! Da, dopul jos, eh? Dar o prică în carantină? O prică, bă! A, ci că nu vine, deci de-aia nu mai vine nici ea! Aolo, bă-lă! Dacă n-a venit Andy... Mi-au dat și lacrimile. Să vă feriți de Sergio, care corona. Sergio zici și... A popat o Sergio și a fugit. Aia, crede că se duce la izolare împreună cu el, a să duc separat la orice treabă. Păi să duc toți trei, ce crezi? Acum nu știe ce să-l mintă pe Andy, să nu-i strice combinațiile cu Andy din cauza lui Sergio. Mie mi-a zis că nu vrea să vină atâta tot. Să spun că nu vrea să vină, a urmat protocolul. Poate se duce să se întâlnească cu Andy. Oricum, dacă doamne ferește, deci, nu plăce mă rog. Ce se crede, că acum dacă oamenii și-au făcut pe plac, prea mare. Exact. Foarte mare pe care l-are, dă la variera, la variera jos, în jură. Nu vine la emisiune, ea face ce vrea. Acasă, nu respect regulile, formatul emisiunii, la revedere. Bineînțeles, dar vine tăcasa băieților, pedeapsă, pedeapsă. Da, 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 să scrie pe televizor, Livia. Când scrie pe televizor, o să ne pedepsești. Să dau exemplu, sunt lider, o să iau pedeapsă. O liniuță, dacă nu faceți Andreea, exemple. Andreea, vine să ne dea pe televizor. Trei galbene roșu. Dar ce erau cu torturile alea? Erau da? Pentru ziua ce mea. Erau cu ce erau cu torturile alea, Roxana? Eu da, mă. Cine? Dar de ce te-ai gândit, cătă? Ce se iau? A dat torturile. S-ai făcut Roxana. Aoleu. Te-am era melodia asta, mă. S-a luat felia. A, era pentru tine. Cred că era pentru tine. Da, era pentru tine, pentru că azi împlinim. Lasă, zic eu. Nu, astăzi am fi împlinit 8 luni de căsătorie, dar am uitat că suntem despărțiți și zic, aoleu, am uitat, dar zici el că l-ai fost în parte. Am uitat, mă, că ne-am despărțit și am zis că dacă ne-am despărțit, am adus degeaba. Da. Și după am vrut să-i dau, ascultă-mă, după am vrut să fie, ascultă-mă puțin, după am vrut să dau torturile pentru Diana, dar zic, bă frate, dacă nu am luat special pentru ea, poate fata se simte prost. Și am zis, mai bine, le dau de tot. Da, îmi fac eu ziua vine. Bine, le arunci. Îți dai seama, Diana, cum ai fost să aduc torturile pentru altceva, să le dau ție, urât. E aiurea. Da. Păi dar vezi? Ce coincidență și noi tot azi. Dar și vă despărțiți. Da. Iau și Livia și Bianca tot asta, dar și îți despărțiți. Am vrut să zic eu. Vezi, și noi era să împlinim acum 8 luni. Ce să faci? Nouă. Ce să faci? N-ai ce să faci. Nouă. Care nouă tu? Nouă. Câte luni ați împlinit, Turcule? Împlinisem, dacă era să mai fim împreună. Împlineam 8. Și noi și Rican? 8? 8 ani? Păi stai că voi ieri erați bine. 8 ani! Eu să-i pot, dar ieri erau bine, ce s-a întâmplat? Și voi ce s-a întâmplat? Ieri erați bine. Tot 8, da, la fel. Așa e la noi. Suntem, nu suntem mai bine, nu mai suntem. Vă știți cum sunteți, exact ca și vremea. Ești frumos, exact ca și vremea din Londra. Pac dimineață, e soare, după masa plouă. Una ploaie, una soare, da. Dar voi cât aveți să aduc când v-ați despățit o lună sau două?
O lună și un pic. Și cum merg treburile între voi? Mai bine? Toate bune? Ha? Dar voi cum sunteți? Cu tortul, cu astea. Eu cu Bianca, sincer, să fiu mai bine. Da. Noi cu tortul, cu... Îi cumpăr și eu... Cum se numește aia fată? Că voi sunteți cu vloguri. O nebunie de aia ca să facă vloguri mai bine. Trebuie. Că nu prea face vloguri. Selfie stick, bă, da. Îi cumpăr să facă și el vloguri. E cadou bună la șer, da. La Bianca. Ce? Fu. Dar trebuie să-mi iau și eu unul. Fu. Am mai făcut de mult vloguri. Acum e mai bine, Roxana, că s-a mutat turcul din cameră. El știe dacă e mai bine, nu eu. Nu? Am cameră de sultan, mă. Am cameră de sultan. Dacă vei câte bagaje avea aseară... Cum el știe că ieri îi ziceai să se mute, să nu mai stea. Dar el oricum voia să se mute, nu neapărat că i-am spus eu. Ea voia. Păi din câte am înțeles, din câte am înțeles, și Cătă zice că din comanda ta s-a mutat. Din comanda ce? Că ți-l se dau comanda sau ce? Că nu, vorba bine, din sugestia ta. El oricum voia să mute, înțelegi? Că tătă nu crede. Dar tu îți dai seama că nu mă interesează ce crede. Eu atâta i-am zis la turcul când a plecat, după ce și-a cărat el 2 ore la bagaj. Dar ce jura? L-am ajutat și eu când bombănea el pe acolo. Turcule, da, Turcule, tu ești fiul risipitor, eu te aștept până apoi acasă. Când îți dau 3 zile. Parcă aud ușa. Cetii, apă te schide. Dar ce jura? Dar ce jura? Aveați loc în pat. Ai auzit? Pot să mă duc să-i duc ăsta între uși la Bianca, ca împlinim 8 luni, vorba vine, și să dau pedepsele, cele 3 pedepse la cele 3 fete. Dar tu n-ai vorbit cu Ligi azi. Nu vă mulțumesc, am mai supărat, nu știu ce. Și era o prică, m-a șocat cu inconștiența ei, serios, dacă nu. Asta deci, vreau să zic, cred că eu nu mă duc în țară să-mi văd familia, care familia pentru mine înseamnă totul și tu aberezi în halul ăsta prin casă, nu știu. Vezi cu lumânare. Pe astăzi împlineam... Happy birthday to you! Împlineam 8 luni. Am împlinit 2... Stai, n-am împlinit 8 luni de relație, 2 luni de despărțire. Vezi să nu fie lumânarea de aia de despărțire. Vulpiță lui tata. Cu ocazia celor 2 luni de despărțire. Te rog, am cerut voie la cameră, sunt curat. N-am virus, n-am nimica. Și altfel, Ramona? Nu găsești ce ceri. Alivia, că ai pedică! Happy birthday! Am cerut voie la cameră. Mulți ani trăiască, da. Mulți chiar am cerut voie. Wow, câte ani avea turcul, că era băiatul la recepție de-a venit. Bă, dar la 5 jura, mă, ăsta nu știu scăpat pe jos, 5 jura, mă, auzeam și zic așa, bă, dar așa să bat, ce fac, frate? Deci să mă mut eu, așa, nu mă mut, frate, că am prea multe, dar eu n-am știut cât are el în dura, avea de 10 ani, am multe ani. Unde te-ai mutat, turcule? Lângă voi, sus. Ce m-am mutat pe urmă? Vorbim. V-ați mutat, mă, până la urmă? Da, și de asta să ne-ai unul lângă altul. A voi da, ca să... Să ai singur acum? Distracții, una alta cameră, web. Două luni de dispărțire. Posibilă... Mi-a dus Esplender! KNF! Tudum, 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 tudum. Dorință? Trebuie să zic? Tu nu știi ce mi-am pus? Vă mulțumesc, Bibică! Mulțumesc! Eu acum mă duc și mănânc. Foarte frumos ținută! Foarte frumos! Stylish! Foarte frumos! Tiubec! Bye, bye! Îți împrumut lepte! Era turcu, ți-era rușine sau făceai cu el? Nu, eu ăsta îți spunea tot mai departe. Îmi dădea de casă, stai și nu făcea. Aducea în emisiune pe aia. S-o scris? Nu? Doar a trimis video. De ce ți-am sfată? Te emisiune te bagă în seamă, dar în spate... Stai. Ce urâte mi se par fazele. Foarte urât. Da. Nu mai scris, nu am vorbit pe el. Nu suport genul ăsta. Nici măcar cum te simți, ai văzut video, nimic. Nu. Poate știe că te apropii de Gabi, te-a vrut să te-o... Da, dar dacă ea e femeie inteligentă... Păi și să nu arate nimic ea. Momentul în care ea se simte mai aproape de Gabi, când vine celălalt, îi dai cu jet. Hai să jet. Știi care e problema? Că Gabi este primul băiat care îl întâlnesc să aibă răbdarea asta. Până acum nu am întâlnit. Nu ai întâlnit. Nu. Înseamnă că te place mult. Nu, deci nu am întâlnit să aibă răbdarea asta.
recunosc că doar nu zic, am mai văzut încă vreo 2-3 ca Gabi, nu știu. Nu, chiar nu am mai întâlnit să aibă răbdarea asta. Nu și apreciezi. Da. Luați. Normal. O, da. Mă chiar... Ce p***ești? Berna, trebuie să dansezi cu Gabi, pedeapsa pe care o ai. Cum? Ce, cum să dansezi? Cum vrei tu. Adică să dansezi cu el, nu pe lângă. Ah, bine. Bravo, 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 îmi place, îmi place de mult. Dar te-ai asortat cu... Te-ai asortat cu Ramona? Ce muzică! Da. Ce pedeap să-i dai la Marius? Te-ai asortat cu Cătălin astăzi. Ai văzut ieri cum o luat pe aia și o dat-o de la unul la altul? Nici vorbă, așa ceva nu... Marius! Nu există. Dar de fapt așa dacă face el. Ce? V-a plăcut videoul nostru? Bineînțeles că v-a plăcut, altfel nu erați aici pe canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe videouri, nu uitați, subscribe, like și share, bineînțeles. Iar pentru alte videouri, suntem aici pe canalul nostru de YouTube, Puterea Dragostei.